Ase Cetățeni, Vulturul Vulturești, 0 la 0. Ase Dragoslavele, Flacăra Boteni, 3 la 0. Petrolul Hârtiești, Partizanul Vlădești, 3 la 6, după 3 la 1 la pauză. Cimentul Valea Mare Pravăț, Ase Lerești, 1 la 2. Unirea Bughea de Jos, Rabit videști, 0 la 1. Ase Schitu Golești, New Times Câmpulung, 2 la 1. Gica Voiescu, CSM Ioven 3, 1 la 6. ASE Goden a stat. În fruntea clasamentului, după patru etape disputate, numai două echipe au maximum de puncte. CSM Ioven 3, golaveraj 17 la 8 și ASE Lerești, golaveraj 11 la 2.